În cadrul proiectului Erasmus Plus și Asociația pentru Dialog Intercultural, în parteneriat media cu Actualitatea Argeșană, a prezentat câteva materiale pentru a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, pentru a preveni și a combate violența domestică. Astăzi vom vorbi despre gândirea patriarhală. Este un subiect foarte important pentru că ne permite să înțelegem care sunt cauzele foarte adânci care au generat anumite comportamente în relațiile dintre bărbați și femei și care ne-au făcut să gândim într-un anumit fel. Ce este gândirea patriarhală? Este gândirea conform căreia patriarhul, tatăl, bărbatul, are autoritate absolută. În societate deține rolul dominant. Are autoritate morală. Este stăpân peste copii și femei, precum este stăpân și asupra întregii proprietăți. Cum s-a ajuns la acest tip de gândire? S-a ajuns treptat. Pentru că puteți să fiți surprinși, la începutul omenirii nu a existat acest tip de gândire patriarhală în care pune bărbatul într-o poziție superioară. Știți că primele forme de organizare au fost gințile, dar primele ginți au fost ginți matriliniare. De ce? Pentru că oamenii aveau încredere în descendența lor maternă. Nu au existat matriarhat, adică femeia nu a avut un rol dominant, dar în aceste ginți, în această perioadă, femeile și bărbații erau egali. Mai mult, femeia se bucura de un rol important în societate, mai ales în perioada neolitică, deoarece femeia era cea care avusese răbdarea să sădească o sămânță, să vadă cum germinează o plantă și să cultive pământul. Neoliticul se face cunoscut prin dezvoltarea agriculturii, în primul rând, deci agricultura devine bază economică, iar femeia are un rol important în economie. În această perioadă exista o egalitate perfectă între femei și bărbați. Aceste societăți erau formate din oameni pașnici. Nu exista violență. Nu existau războaie, nu existau nici arme de apărare, nu existau ziduri cu care să îți înconjori așezările, pentru că nu era violență. O cercetătoare faimoasă, Maria Gimbutas, a dezvoltat o teorie a unei culturi vechi europene în Europa neolitică, în care ea a recunoscut că societatea era egalitară, dar centrată pe femeie, pentru că, așa cum am spus, gințile erau ginți matriliniari. Deci, în această societate, oamenii erau egali. Mentalitatea lor era aceea a unor oameni egali. Bărbații nu se considerau superiori femeilor, ba din contră, femeile aveau un rol foarte important în societate. Și asta ne-o demonstrează mitologia, ne-o demonstrează primele religii politeiste, pentru că religia sau miturile sunt o reflectare a vieții sociale. Este perioada în care vorbim despre marile zeițe
ale vieții și ale morții, este perioada în care vorbim despre zeițe precum Isis, precum Hera, care nasc prin partenogeneză, deci fără să aibă nevoie de un principiu masculin, tocmai pentru că aceste zeități reflectă existența unei societăți centrată pe femei. Aceste societăți au durat aproximativ până în anul 2500 înaintea erei noastre, atunci când au apărut primele migrații indo-europene. Indo-europenii s-au mutat în vest, est și sud-est din Asia interioară. Datorită schimbărilor climei, indo-europenii au trebuit să își găsească noi pământuri și să își restabilească viața de zi cu zi și structurile sociale. Indo-europenii, grupuri centrate pe bărbați, erau deja organizați patriarhal și s-au izbit în pământurile fertile, unde au ajuns, de acea cultură centrată pe femei, sau dacă vreți să-i spuneți, cultură matriarhală. Tranziția de la matriarhat la patriarhat este ilustrată în culturile antice, de exemplu, prin pictură. Avem aici o vază grecească în care un erou mitologic călare pe Pegas se luptă cu amazoanele. Iar așa cum vedeți, imaginea descrie simbolic triumful patriarhatului asupra matriarhatului antic. De asemenea, mitologia reflectă această trecere de la matriarhat la patriarhat. Știți mitul conform căruia Zeus și-a înghițit soția gravidă pe Metis, după care din capul lui s-a născut Atena. Deci bărbații au deja un rol primordial. Deci apare o ideologie patriarhală care justifică superioritatea bărbaților. Iar această ideologie o vom găsi mai târziu, încă din textele anticilor, de la Platon și Aristotel, până în filozofia clasică germană. Religiile monoteiste, care apar mai târziu, își au originea în sistemele patriarhale existente. Astfel, Dumnezeu este bărbat, nu mai vorbim despre marile zeițe ale vieții și ale morții. Eva este născută din coasta lui Avram, să-i fie ajutor, deci de la început este într-o poziție subordonată. Ba mai mult, istoria cu șarpele o face pe Eva vinovată de tot răul care se întâmplă omenirii, pentru că Eva reprezintă păcatul original. Cu toată importanța pe care a avut-o în creștinism Fecioara Maria, nu a putut să schimbe acea mentalitate prin care femeia este subordonată bărbatului. Nici în Coran nu găsim o perspectivă mai bună în ceea ce privește rolul femeii, deși Coranul este cumva mult mai blând decât Biblia, considerând că femeia și bărbatul sunt egali și amândoi născuți dintr-un suflet comun, totuși femeia este subordonată pentru că Allah spune că bărbatul trebuie să o protejeze
și să îi asigure suportul economic. Și asta o face dintr-o dată subordonată. Feminismul, care este o mișcare foarte importantă pentru emanciparea femeilor, definește patriarhatul ca un sistem de structuri și practici sociale în care bărbații domină, opresează și exploatează femeile. Conform acestui mod de gândire feminist, patriarhatul este compus din 6 structuri. Modul patriarhal de producție, prima structură, se referă la munca neevaluată corect a femeilor în gospodărie, practic la munca domestică, muncă ce nu este plătită. Femeile, chiar dacă în zilele de astăzi aduc bani în casă și au o profesie importantă, fac și muncă domestică, iar această muncă domestică nu este plătită. Și pare foarte normal, conform acestui mod patriarhal de gândire. Feministele se referă și la relațiile patriarhale în munca plătită. Adică la faptul că, în general, femeile sunt orientate spre joburi care nu sunt foarte bine plătite, cum ar fi în învățământ, în cultură, și de asemenea au o problemă foarte mare în modul în care trebuie să găsească un echilibru între profesie și viața personală, ele fiind cele care trebuie să aibă grijă de copii, să desfășoare muncă domestică, să facă multe alte lucruri în plus, și de multe ori acest lucru le frânează foarte tare cariera. Relațiile patriarhale în stat se referă la faptul că statul este patriarhal și are în mod clar părtinire față de interesele patriarhale. Pentru că, de exemplu, luați reprezentarea femeilor în politică. Este foarte mică. Femeile, în general, nu au roluri importante. Ele sunt subreprezentate în majoritatea țărilor din lume. Totodată, violența bărbaților împotriva femeilor este tolerată cumva în societate, tocmai datorită acestei gândiri patriarhale. Este foarte important să înțelegem cum a apărut gândirea patriarhală, să înțelegem că nu a existat dintotdeauna, să înțelegem că la începuturi femeia a deținut un rol important în societate, că primele organizații sociale au fost bazate pe egalitate, o egalitate adevărată, și trebuie să înțelegem că nu ne vom câștiga o egalitate cu adevărat atâta timp cât nu vom depăși gândirea patriarhală.